Bine v-am găsit! Pe columna lui Traian, spectaculosul monument antic ridicat la porunca împăratului roman după războaiele cu Decebal, descoperim o serie de imagini sculptate în piatră în care strămoșii noștri sunt reprezentați purtând ca standard de luptă un dracon, un șarpe cu cap de lup. În acea vreme, lupul era animalul totemic al getodacilor, un animal ale cărui calități de luptă, ferocitate și colaborare în cadrul haitei, războinicii daci căutau să și le însușească și să le manifeste în luptă. Astăzi, împreună cu Vasile Oșan, medicul coordonator al loturilor olimpice de canotaj și atletism ale României și deținător a două recorduri mondiale de traversare a Mării Negre și a Oceanului Atlantic într-o barcă cu vâsle, împreună cu alți trei temerari, vom vorbi despre animalul totemic al getodacilor, lupul. Bine te-am găsit, Vasile! Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit! Mă bucur să te revăd! În ultimii ani ai călătorit de multe ori în Peru, unde te-ai întâlnit cu șamani, adevărați șamani incași, nu cu urmașii ai spaniolilor care au împrumutat și ei informații din tradiția șamanică, ci cu moștenitorii genetic și cultural ai tradiției șamanice din Peru, cu incași autentici. Aceștia, precum getodacii, aveau în urmă cu 2000 de ani, au încă vie tradiția animalului totemic. Pentru că ai fost acolo și pentru că în același timp ești un pasionat cercetător a culturii getodacice, mergi la cetăți, cauți să descoperi lucruri despre istoria noastră, ce poți să ne spui despre ce înseamnă un animal totemic astăzi la șamani incași și putem să corelăm informațiile de acolo cu ce își reprezentau getodacii ca simbol, ca animal totemic? Parcă ar fi cam două lumi. La un moment dat paralele și acum sunt două lumi în care una s-a oprit și una își continuă tradițiile. Cam așa sunt cele două teritorii diferite dacă discutăm despre, să spunem, partea ezoterică din Peru sau a celor care duc mai departe tradițiile, în caz de față șamanii, și ceea ce se întâmplă la noi. Dacă la noi animalul totemic, lupul, a fost atât de bine prezent în tot ce înseamnă parte de getodaci, apoi în viața poporului român foarte mult timp, observ că în ultimii ani de zile e mai mult lăsat la o parte, cumva trăim din amintirea ce era pentru noi acest simbol. La ei, la peruani, să spunem, dar de fapt sunt păstrătorii tradiției, cei care vin într-adevăr din rădăcinile incașilor, animalul are un rol foarte important și este animalul care dobândește calități împrumutabile și omului, încât în evoluția vieții lor ei se pot identifica cu unul sau mai multe animale totemice prin ceea ce pot ei face în viața de zi cu zi și în funcție de evoluția spirituală a fiecăruia dintre ei. La nivel general, ei discută de trei mari animale totemice. Discută despre puma, este animalul care îl putem până la un anumit moment compara cu lupul din tradiția noastră, cel care guvernează viața de pe pământ, viața fizică, faptele noastre, dar aceste fapte fără un suflet care să ghideze și partea fizică spre a se înălța, spre a face lucruri bune în viață, care este în cazul lor animalul șarpele, pentru că el se ondulează, trece ușor prin viață și precum cobra care ușor se ridică, se asceandă, cam așa este și șarpele, adică cumva faptele noastre de pe pământ pe care puma le face, cu ajutorul șarpelui se înalță spiritual pentru a ajunge deasupra tuturor sub forma condorului, adică acea pasăre care zboară în cel mai înalt al cerului.
de la aceste trei mari, să spunem, repere principale, ei iau un calcul și fiecare verigă mică de dezvoltare a lanțului trofic. Adică, până și viezurile, la ei este foarte important, dacă la noi îl confundăm cu ceva dăunător de câmp, la ei nu este văzut așa. Este văzut prin calitățile și plusul pe care îl poate da dezvoltării noastre prin ceea ce respectivul animăluț în viața lui de zi cu zi arată în dezvoltarea vieții lui. În sensul că fiecare animal are anumite calități speciale și atunci ei consideră că în funcție de calitățile sau abilitățile pe care le ai ca om, poți să creezi un fel de asociere cu un anumit animal și în felul acesta acel animal poate să-ți împrumute putere, trăsături, cam despre din asta valorile lui. Din valorile lui. Putem să forțăm puțin termenul, să spunem, se produce o hibridizare. Adică felul tău de a fi, poți copia modul unui animal de a fi sau te poți identifica cu modul unui animal de a fi. Iar dacă vrem să forțăm un pic lucrurile și chiar dacă nu o să fie pe placul tuturor, ne uităm la proprietare de câini. Ce să vezi? Parcă e o asemănare fizică între câinele respectiv și proprietar. De foarte multe ori. În situația în care cumva bărbatul nu plimbă cățelul iubitei sau a soției, în general cam îți iei un câine care simți că te reprezintă. Și e exact. Foarte interesantă remarca, pentru că și am sezizat acest lucru. Cei care sunt mai masivi, așa, mai bătăuși, mai cu o anumită atitudine mai agresivă, nu o să vezi decât cel mai probabil cu un pitbull, cu un câine de luptă, pentru că se simt reprezentați de acel animal. Același tip de agresivitate poate să fie și doar o agresivitate comportamentală fizic, să nu arăți a luptător, dar agresivitatea ta, abilitatea de a fi agresiv din interior, prin comportament, se poate întâlni și la alții și de-aia întâlnești, dar partea fizică o vezi. Adică neapărat corpul fizic trebuie să fie impunător ca să te gândești la un animal impunător. Te gândești, în general, fără să-ți dai seama, la un animal care se cumva pliază pe un mod al tău comportamental. Și acum ne putem... Lupul nostru, aici însă, e un animal de-a lungul istoriei, învelit în mister, este un animal mistic. Dacă de la Zamolții plecând, lupul era acel imaginea înțeleptului, puternicului, dar și animalul mistic care avea capacitatea de a duce mesajul din lumea fizică în lumea spirituală, avea capacitatea de a ajuta omul în călătoria lui după moarte, din fizic în partea lui de spirit, a vieții de dincolo de moarte. De acolo s-a plecat. Acum, el era folosit ca și spirit al lupului și pentru altă calitate a lui, acea de războinic. Dacă ne uităm pe vestigiile de luptă militare ale dacilor, vom găsi în diferite zone ilustrat lupul, atât pentru ferocitatea din luptă, pentru loialitatea grupului din care face parte și spiritul de sacrificiu pentru grupul respectiv. Că poți să fii loial prin vorbe, dar dacă nu și fapte, și atunci curajul, forța, înțelepciunea, loialitatea erau calități de nelipsit pentru un luptător, da. Și atunci de asta lupul venea în față. Dacă mergem puțin mai încolo, așa în istorie, am putea să găsim un exemplu interesant, pentru că lupul a rămas în legende, în povești, până în zilele noastre. Și spuneam, dacă mergem mai încolo, tot pe această direcție a lupului, care este, în funcție de faptele tale, un prieten de nădejde, un aliat de nădejde, nu neapărat prieten, un aliat de nădejde sau un dușman feroce, deci, repet, în funcție de faptele tale, în funcție de cum reușești tu să respecti natura reprezentată prin partea de vegetație, dar și prin partea animală, în funție de aceasta, lupul ți era aliat sau dușman. Exemplul care vreau să-l dau este de la Negru Vodă, cel care reușește și
construiește cetatea la Poenari, în Făgăraș, și la final, când cetatea a fost gata, el, pentru protecția cetății, legenda spune că a sacrificat un lup pe zidurile cetății și tocmai ca cetatea să fie protejată și cumva să primească din puterile lupului. Dar consecința acestui fapt e că, legenda spune, el a fost apoi blestemat să rămână nemuritor, să se transforme în lup și să cutreiere pădurile. Asta este legenda. Dacă mergem din nou să analizăm iarăși din vechime lupul, era văzut ca acel personaj capabil să se transforme în mod constant. Inclusiv de la legenda lupului alb. Da? Lupul putea să ia formă umană sau putea să ia forma unui alt animal. Sau dacă dorea să comunice cu oamenii, reușea să comunice printr-un soi de telepatie. De asta, dacă faptele erau în direcția bună, avea un aliat de nădejde și un suport în lupta cu vrăjmașii tăi. Însă, pe invers, dacă faptele tale erau reprobabile, aveai toate șansele ca lupul să se transforme în acel personaj sau în acel inamic redutabil cu care te chinui să te lupți mult timp. Da. Este demn de subliniat în contextul discuției noastre că dovada cea mai puternică a faptului că suntem urmașii getodacilor este că în zona cetăților dacice, în zona aceea, încă se păstrează tradiții și sărbători asociate lupului. Sunt multe zile din luna noiembrie și cred că și decembrie în care lupul este celebrat acolo, în zona munților Orăștiei, în Poiana Luncanilor. De altfel, istoricul Dan Oltean, în filmul documentar Zalmoxis, pe care l-am realizat și am colaborat cu el pentru acesta, dedică un timp consistent pentru a descrie sărbătorile care în anii 80 încă se țineau în acei munți. Deci iată că tradițiile specifice lupului s-au păstrat până astăzi. Acolo era o tradiție potrivit căreia copilul nou născut, ca să primească calitățile necesare, îi se dădea lapte la început, în primele zile, dintr-o ticvă de lup, pentru că se considera că are proprietăți magice. Și pentru că am vorbit despre Dan Oltean, e important să știți că chiar în aceste zile Dan Oltean a scos o nouă carte după o muncă de 2 sau 3 ani, care se numește Apollon Zalmoxis Deceneus, de vreo 1000 de pagini, pe care o găsiți pe site-ul www.daciaart.ro. Căutați-o, este o carte de colecție, merită să o aveți pentru că sunt informații excepționale. Și pentru că dacă am ajuns la anunțuri, profit de acest moment să le spun celor care ne urmăresc că împreună cu Vasile Oșan și cu un șaman autentic din Peru, un șaman incaș, organizăm o conferință în București. Iată care sunt informațiile și ce trebuie să faceți ca să puteți participa la această conferință. Anul 2024 începe cu un eveniment unic. Conferința Tainele șamanilor incași, o călătorie inițiatică în căutarea adevărului despre viață și moarte. Această conferință este specială și datorită celor doi invitați pe care îi am. Primul dintre ei este șamanul Puma Freddy, care vine tocmai din Peru pentru a vă întâlni. Un om cu abilități speciale și un urmaș autentic din punct de vedere genetic și cultural al vechilor incași, moștenitorul unei tradiții spirituale cu învățături de mare valoare. Al doilea invitat este doctorul Vasile Oșan, medicul coordonator al loturilor olimpice de canotaj și atletism ale României, un sportiv deținător a 2 recorduri mondiale de traversare într-o barcă cu vâsle a Mării Negre și a Oceanului Atlantic, alături de alți 3 temerari pe care i-a condus în această aventură. O reușită care are legătură și cu călătoriile sale în Peru, unde a căutat să pătrundă tainele naturii decodificate de tradiția șamanică autentică.
Ceea ce va fi deosebit de incitant în această conferință, pe lângă multe altele, este să aflați ce spune șamanul Puma Freddy despre locurile sacre ale getodacilor pe care le-a vizitat în anii trecuți și cum interpretează asemănarea dintre practicile șamanice ale strămoșilor săi și practicile spirituale ale sacerdoților getodaci. Așadar, vă invit la acest eveniment unic care are loc miercuri 31 ianuarie 2024 de la ora 19 la Sala Dales din București, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 18. Detalii despre achiziționarea biletelor online veți găsi pe site-ul științeșispiritualitate.ro la secțiunea Evenimente. Biletele pot fi cumpărate și direct de la anticariatul Sălii Dales. Vă așteptăm cu drag! Am revenit. Vasile, mai vrei să spui ceva înainte de... Vreau să completez din prezența asta lupului în legende, în povești, în tot felul de povestiri așa, transmise din generație în generație. Noi avem încrezut pentru copii povestea lui Păcală și Tândală. Și Păcală, printre altele, este ajutat în mod constant, sfătuit de un lup în toată povestea. Adică, inclusiv în poveștile noastre cu care ne formăm noile generații, aparent nevinovate, avem aceste povești deosebite. Avem, nu știu, Scufița Roșie. Iarăși este lupul prezent și acolo. Numai că acolo este prezentat ca un personaj aparent negativ, adică în care poți să-l ai un vrăjmaș. Că dacă e să ne uităm și să privim cu atenție ceea ce ne cam lipsește acum în generațiile prezente, am vedea că suntem înconjurați de nenumărase exemple că încă este prezent în viața noastră lupul, deși noi nu mai conștientizăm lucrul acesta și ni se pare că nu mai este. Dar și, e prezent. Și este prezent inclusiv prin intermediul Sfântului Andrei. Înainte de a vorbi despre Sfântul Andrei, pentru că vreau să dau un citat din marele etnolog român Ion Ghinoiu, membru corespondent al Academiei Române, aș mai spune că în tradiția românească, la Bobotează, lupul sfâșie dracii. Practic este un instrument de purificare al comunității care, în anumite condiții, rolul lui este de a îndepărta necurățenia, răul din sânul comunității. Deci, iată ce rol i-au dat oamenii în decursul timpului. Și vorbind despre Sfântul Andrei, care este considerat primul apostol care a ajuns pe tărâmul Daciei în secolul 1, da? Este interesant de menționat că el a fost numit de tradiție și apostolul lupilor. Iar Ion Ghinoiu, a cărui autoritate din punct de vedere al științei etnologiei nu poate fi contestată, da? Spune în felul următor și îl citesc pe Ion Ghinoiu dintr-un articol pe care l-a publicat la un moment dat. Citez. Părinții bisericii creștine, dorind să înlăture din conștiința credincioșilor vechile tradiții păgâne, au suprapus ziua de praznic a Sfântului Andrei peste o sărbătoare mult mai veche, getodacă, legată de cultul lupului. Populația a asimilat Sfântul creștin, propovăduitorul creștinismului în ținuturile de la Dunărea de Jos, dar i-au pus în spate și unele din atribuțiile zeului uzurpat. Numit în calendarul popular Sfântul Andrei, Sfânt Andrei, Moș Andrei, Andreiul de iarnă, acesta devine în calendarul popular patron al lupilor, un sfânt moș care moare și renaște în perioada de celebrare a anului nou dacic, precum Moș Crăciun la anul nou contemporan și Baba Dochia la anul nou agrar. Deci atât ce spune Ion Ghinoiu. De-aia spun că faptul că avem aceste tradiții asociate lupului încă astăzi, încă mai sunt vie, mai sunt oameni care mai fac ceva în direcția aceasta, ne arată cât de puternică a fost cultura getodacilor dacă a reușit să supraviețuiască în condiții dificile, când nu prea mai s-a spus așa.
în vechiul mod de a sărbători ziua lupului, ceremoniile de fapt începeau de peste noapte. Adică pentru a pregăti ziua de ceremonie, peste noapte se considera că lupii vin să facă acea curățenie. Să curățe, dar prin a distruge spiritele rele. Da? Poate a spune drace e doar o categorie a lor. Discutăm de îngerați spiritele rele. Și spre dimineață era un, spunem, un, nu i-aș vrea să-i spun preot, că de fapt e forțată expresia de preot. În acea vreme. În acea vreme, da. Mai degrabă e așa un fel de sacerdot, un șaman. Un sacerdot, cam asta era de fapt misiunea lui reală. Cerceta locul în care avusese loc lupta de curățare și în condiții în care constata că totul este pregătit, începeau efectiv ceremoniile. Adică se mergea pe atât de mult pe ideea asta de lupul asociat inclusiv ca un zeu al războiului, da, care reușea să facă treaba nu doar bine, adică reușea să facă o curățenie deplină a locului fizic, dar și spiritual în același timp, ca mai apoi să putem prolifera pe noul loc curat. Da, e foarte interesantă perspectiva și chiar mă gândesc, războinicii daci când se pregăteau de luptă, pe de-o parte aveau credința deplină în nemurirea sufletului. Ei nu considerau că mor. De altfel, citatele din vreme îi numesc cei care cred în nemurire, cei care se cred nemuritori. În momentul în care combini această credință specifică și vikingilor, pentru că și ei aveau aceeași atitudine de totul sau nimic, cu efortul conștient de a prelua calitățile lupului, ferocitatea, curajul, colaborarea în haită, inteligența, și cu credința în nemurire, normal că getodacii erau percepuți în epocă ca niște războinici care îți băgau frica în oase. De altfel, am tot dat acest citat în care împăratul Iulian Apostatul, câteva sute de ani după împăratul Traian, îl citează pe împăratul Traian, ale cărui lucrări nu s-au mai păstrat, și îl citează așa. Împăratul Traian spune despre getodaci: i-am învins pe geți care au fost mai războinici decât oricine s-a născut cândva. Deci, iată ce percepție avea Traian. Că nu întâmplător Traian, după războaie, a făcut columna, a dat ordin să facă peste 100 de statui de daci, toate în poziții demne, cu care să-și orneze forul. Da? Pentru că însemnau ceva cetodacii atunci. Și acum mai vreau să întreb ceva. Din ce am citit eu, unul dintre motivele pentru care getodacii au luat lupul ca animal totemic este și acela că lupul este sinonim cu libertatea. Chiar și astăzi se spune că este foarte greu de îmblânzit și nu prea poți să-l duci la circ să-ți facă tumbe și alte chestii, că nu tolerează acest gen de relație cu omul. Da, libertatea care se manifestă în contextul acestei înțelepciuni, acestei inteligențe pe care o are lupul și care se manifestă prin faptul că are o direcție, are o linie după care se ghidează, iar libertatea lui este să-și poată respecta respectiva linie, fără să fie influențat din jur. Și capacitatea lui de a se transforma, de a lua chip de om, de a se transforma în altfel de animale, îl ajută în linia aceasta, în direcția lui, astfel încât să dea impresia că aliatul lui este și respectivul animal, mai este poate și omul, un alt animal. Adică împreună toți sunt aliați a cui? A direcției corecte. Dacă urcăm și încercăm să privim cu alți ochi, să urcăm la cetatea Blidaru,
Și suntem atenți la felul în care se prezintă pădurea și relieful, care, deși e vegetație nouă, nu a fost schimbat chiar atât de mult, brutal. Vedem această urmă de transformare, de alt chip. Deci se simt vremurile trecute în acest spațiu. Se simt vremurile trecute și se simte parcă acea energie puternică și senzația că pentru a se respecta ceva a fost nevoie inclusiv să se lupte frate cu frate. Adică nu ne schimbăm direcția doar pentru că îl cunoaștem pe cel care ar putea să-mi fie inamic. Îmi păstrez valorile și dacă pe direcția mea, pe aceleași valori, este și un frate, e perfect. Dar dacă nu este pe direcția mea, atunci nu mai este frate, că eu rămân pe direcția mea. Chiar dacă pot să-mi fie frate de sânge. Cam atât de dură era direcția aceasta, care eu asta o consider o formă extraordinară de libertate. Da. Să poți să alegi drumul tău și să nu fii constrâns inclusiv de grad de rudenie. Și te gândești că ce ar putea să fie avut în zona noastră de a face un elefant sau un rinocer sau... Dar vei constata pe acest drum că vei vedea forma acestor animale. Parcă rămase, altele parcă sunt rămase efectiv în relief. Relieful este conturat fix după acea formă. Pentru că lupul putea să ia, de exemplu, forma altui animal. Așa, dar spune, dacă așa era spune omorât, tradiția. Așa spune tradiția. Da. Clar. Ca să dar, nu creadă lumea că da. Acum vorbim așa, de chestii concrete. Vorbim complete, despre, sigur, despre... ce a rămas prin tradiție. Lua forma animalului, dar dacă murea, rămânea în forma animalului. Nu putea să se reîntoarcă în forma lui. Așa zice tradiția. Așa zice tradiția. Ei, și iată astăzi, mă rog, astăzi, în urmă cu câțiva ani, în contextul în care tradiția noastră, totemică să-i spunem, este legată de lup, un ministru al agriculturii a propus la un moment dat ca să folosim ca simbol de țară oaia. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Mi s-a părut o chestie absolut hilară și am și ironizat-o la un moment dat, dar nu intrăm în chestii politice, nu vreau să te provoc cumva pe direcția asta. E doar așa o constatare, pentru că noi astăzi, în contextul geopolitic în care trăim, ar trebui să ne conectăm cumva cu energia acestui animal superb, inteligent, puternic. Adică eu când mă uit la un documentar și văd lupi, eu trăiesc o senzație foarte interesantă. Adică îmi place, parcă aș vrea să iau în curte, cumva, să fiu prieten cu ei. În general, noi, oamenii, rezonăm cu forța. Suntem tentați să dezvoltăm prietenii cu oamenii mai puternici, oameni de la care putem învăța, oamenii mai înțelepți. Asta este o tendință generală. Mai îndată sau mai târziu, fiecare persoană va simți nevoia sau va simți o rezonanță spre o anumită entitate. Poate să fie un animal de companie, poate să fie un element străin, poate să fie doar dintr-o emisiune la televizor. Discutând despre felul în care lupul era văzut în antichitate, în vechime, felul în care am primit noi informații prin legende și povești, povesteam cu puma. Șamanul și... care va veni... Exact. În acea povesteam despre lup și spuneam, uite, și la noi credințele sunt în direcția asta, respectăm partea de animal, nu suntem atât de mult în comuniune cu natura și cu orice animal cum sunteți voi. Și el zice, uite, eu am avut o experiență foarte interesantă cu bunicul. Bunicul lui fiind șamanul care a transmis lui mai departe da. Linia. Adică de pe linia bunicului vine el direct, da? Ca șaman în toată familia. Și povestea cum că bunicul avea tot felul de viziuni legat de un animal de forță,
față de care aveau afinitate în mod deosebit și aveau un respect deosebit pentru că se conectase cu calitățile respectivului animal. Dar nu știa ce înseamnă respectiv. Nu l-a văzut niciodată. Realitate. Și după mulți ani de zile, deja ne apropiem de partea mai modernă a lumii, a primit în vizită un grup din Statele Unite. Și când și-a dat hanoracul jos, unul dintre cei care erau în vizită, el avea un tricou, iar pe spatele lui un lup. Și atunci bunicul a fost foarte fascinat. Uite, atâția ani de zile, ăsta e animalul care am văzut. Ce animal e ăsta? Și atunci a aflat de fapt că se numește lup. Interesant. Astfel încât povesteam animalul respectiv de forță. De multe ori nici nu ți-l alegi. El ți se arată. Ziceam la începutul discuției noastre despre faptul că lupus poate îți trimite telepatic. Noi acum spunem că e din legende și povești, pentru că noi nu mai trăim în comuniunea asta și nu mai știu. O fi așa, nu o fi așa, o fi doar legenda din trecut. Da, altora încă li se întâmplă în mod real ceea ce noi auzim că prin legende li se... Doar că noi nu credem, că suntem atât de cuceriți de lumea modernă și de materialism, încât excludem deja posibilitatea comunicării dintre om și animal dincolo de cuvinte, dincolo de ceea ce știm noi că este posibil. Din păcate. Da. Dar dacă privim din ochii inocenței un copil care are un animal de companie a lui, un cățeluș sau o pisică care se joacă zi de zi, dar câinele e mai directă comunicarea. O să vezi că parcă vorbesc unul cu celălalt. Pe măsură ce crește și suntem educați și suntem antrenați în lumea modernă a tehnologiei și a... Haideți, domnule, hai să facem realitate, nu mai credem în povești. Da. În momentul ce ajungem așa, vezi că se schimbă omul. Dar lumea inocenței, de fapt, îți arată că acele povești parcă nu sunt chiar doar povești. Aș încheia această emisiune cu speranța că poate cândva în viitor se vor putea aduna fonduri pentru a se face un film artistic despre Zalmoxis sau lumea getodacilor din lui Burebista sau lui Decebal, în care acest fel de perspectivă asupra spiritualităților să fie valorificat, pentru că ar fi o perspectivă unică la nivel mondial, este o cultură particulară care n-a fost valorificată până acum cinematografic internațional. Cine știe, poate acest lucru va fi posibil cândva. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Nu uitați de conferința despre care v-am vorbit, cea în care invitat este și Puma Freddy, șamanul incaș din Peru, unde vă așteptăm cu drag. Toate cele bune, ne revedem în curând!